Un tânăr aproape leșinat a fost găsit de polițiștii locali pe marginea podului Traian. După un control, oamenii legii au descoperit că bărbatul avea asupra sa substanțe interzise. Polițiștii locali aflați în patrulare în zona podului Traian de la intersecția splaiului Tudor Vladimirescu cu bulevardul 16 decembrie 1989 au observat în jurul orei 11 dimineața o persoană care stătea întinsă în stare de semi-inconștiență pe marginea podului. Imediat au trecut la verificarea stării de sănătatea bărbatului precum și la identificarea acestuia, stabilind că are 36 de ani și este din Timișoara. Totodată la efectuarea controlului corporal s-a constatat că acesta avea asupra sa un pachet de țigări în care se aflau două plicuri cu fragmente vegetale de culoare verde-oliv susceptibile a face parte din categoria celor interzise. Când a început să își revină, acesta a declarat că ar fi găsit substanțele în parc. Bărbatul a fost condus la sediul instituției în vederea întocmării Milii documentelor pentru predarea cazului către polițiștii din cadrul Brigăzii pentru combaterea criminalității organizate Timișoara, pentru continuarea cercetărilor conform legislației privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, transmit reprezentanții Poliției Locale Timișoara.